Magneți, interacțiuni între magneți, poli magnetici, magnetismul terestru, busola. Vă plac suvenirurile pe care le cumpărați din diverse locuri pe unde călătoriți și pe care le lipiți de frigider? V-ați întrebat de ce se lipesc de ușa frigiderului? Probabil că mulți dintre voi ați răspuns imediat, pentru că au magneți. Folosim magneți în viața cotidiană pentru păstrarea notițelor pe frigider, pentru fabricarea difuzoarelor aflate, de exemplu, în boxele televizorului, la perdelele cortinei de duș atașate magnetic la cadă sau la perdelele contrațânțarelor. În fabricarea suporturilor magnetice pentru cuțite sau pentru diverse unelte, la închiderea ușilor de dulap, închiderea genților, etc. Recunoașteți ce sunt obiectele prezentate? Desigur, sunt doi magneți, unul în formă de podcoavă, celălalt în formă de bară. Dar ce este un magnet? Este o bucată dintr-o rocă extrasă dintr-un magnetit, respectiv un mineral din grupa oxizilor de fier. Magnetitul sau magnetita. Cei care au descoperit în antichitate că rocile care conțineau acest mineral au proprietatea de a atrage bucăți de fier, au fost grecii. Datorită faptului că acest mineral a fost descoperit în vecinătatea orașului Magnezia, actual Manisa, din vestul Turciei, i s-a atribuit denumirea de magnetit. Observați în circuit cu culoarea roșie unde este Magnezia, în vestul Turciei. Aici aveți iarăși prezentată harta Turciei, unde se poate observa mai ușor în ce zonă este situată Manisa. Magnetul este un corp care atrage obiecte alcătuite din fier și aliaje ale fierului, cobalt, nichel și aliajele lor. Magneții sunt de două feluri: permanenți, proprietățile magnetice se manifestă pe o durată mare de timp, sau temporari. Proprietățile magnetice dispar odată cu încetarea cauzei care a produs magnetizarea. În general, acea cauză este curentul electric, în cazul electromagneților. Magneții, de asemenea, pot fi clasificați după natura lor. Magneți naturali, cei care se găsesc în natură sub forma unui minereu numit magnetită, despre care am vorbit anterior, și magneți artificiali, bineînțeles, cei care sunt construiți de om. De asemenea, magneții pot fi clasificați și după formă, liniar, cum este acul magnetic, sub formă de bară, sub formă de podcoabă sau sub formă de disc. Apropiem magnetul de pilitură de fier. Observăm imediat că pilitura de fier este atrasă de magnet, dar cantitatea de pilitură nu este uniform repartizată, fiind două zone în care pilitura este atrasă în cantitate mai mare. Aceste zone se numesc polii magnetului, care au fost denumiți polul nord, respectiv polul sud. Între polii unui magnet se exercită două tipuri de interacțiuni. Polii de același nume se resping, deci se resping nordul cu nord și sudul cu sud, iar polii de nume diferite se atrag, deci polul nord se atrage sau este atras de polul sud. Polii unui magnet nu pot fi separați. Dacă împărțiți un magnet în două părți, nu se separă polii, ci se obțin doi magneți mai mici, ambii având atât polul nord cât și polul sud. Deci dacă tăiem magnetul din stânga în două, ați fi tentat să spuneți că obținem polul sud separat de polul nord. Deci două bucăți, una polul sud, cealaltă bucată polul nord. Însă, în realitate, în oricât de multe părți am împărțit un magnet, oricât de mic ar fi, obținem nu doi poli, ci doi magneți. Ambii magneți sau toți magneții având atât polul nord cât și polul sud. Dacă suspendăm o rocă ce conține magnetită de un fir de ață, în centrul acesteia vom observa cu ușurință că roca se va orienta pe direcția nord-sud,
exact ca acul unei busole. Această proprietate a făcut ca magneții să fie utilizați în navigație încă din secolul al XI-lea. Pământul este un magnet uriaș, care are doi poli, polul nord magnetic situat în emisfera sudică și polul sud magnetic situat în emisfera nordică. Orice mic magnet, dacă poate, se va orienta astfel încât polul lui nord să se îndrepte către polul sud magnetic al Pământului, adică spre polul nord geografic. Suspendați un magnet în formă de bară cu un fir de ață. După un timp, o să observați că magnetul se va orienta după direcția nord-sud. Observați magnetul de tip bară din partea din stânga, îl suspendăm. În mijloc aveți desenate direcțiile nord-sud și est-vest, iar în partea din dreapta este un ac magnetic care se orientează în mod normal după direcția nord-sud. Ideea este că magnetul sub formă de bară din partea din stânga, indiferent de orientarea pe care o are, la un moment dat se va orienta pe o direcție paralelă cu cea pe care se orientează acul magnetic. Cum vă orientați în marile orașe? Dar în delta. Dar pe mare, unde nu vedeți decât marea și eventual soarele sau stelele. În zilele noastre este foarte simplu, cu GPS-ul, nu? GPS-ul fiind sistem de poziționare globală, o tehnologie creată de americani în scopuri militare. Astăzi este folosită în întreaga lume, unii dintre voi chiar ați utilizat-o deja pentru a stabili rute de deplasare foarte utile în delta Dunării și pentru a afla poziția exactă a unor persoane sau obiecte. Această tehnologie o au deja mulți dintre voi, cei care aveți telefoane inteligente. Recunoașteți simbolul, nu? Primul GPS a fost inventat de către G.W. Jones în anul 1909, însă dezvoltarea și modernizarea GPS-ului pe scară planetară se produc începând cu anii 1998-2000. Ce este prezentat în această fotografie? Busola sau acul magnetic într-un cadran gradat. Busola, după cum spuneam, era deja cunoscută de către chinezi în timpul dinastiei Han, între anii 300 și 200 înainte de Hristos. Vă mulțumesc! Pe curând!